Mătiva și bine ați venit astăzi la conferința oficială de deschiderea unei părți din proiectul de dezvoltare a unei identități socioeconomice distincte în regiunea World Eleven. Este vorba despre deschiderea oficială a unui eveniment organizat în cadrul acestui proiect. Este vorba despre expoziția Bio, organizată de Consiliul Județean Olt și partenerul nostru bulgar, Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Eleven din Bulgaria. Așa cum vă spuneam și în urmă cu ceva timp la deschiderea oficială a acestui proiect, este un proiect de 1.300.000 de euro, în cadrul căruia încercăm să creăm o zonă economică distinctă în regiunea World Eleven. Legate de această expoziție care va avea loc astăzi, mai multe detalii o las pe colega mea, doamna directoare Tara. Bună ziua! Mulțumesc domnului vicepreședinte pentru introducerea pe care am făcut-o pentru acest eveniment. Ne-am întâlnit astăzi și v-am invitat pentru a deschide în mod oficial unul din evenimentele proiectului nostru de dezvoltare transfrontalieră, dezvoltarea unei identități socioeconomice regionale distincte în regiunea Old Eleven, și anume evenimentul care marchează deschiderea expoziției cu produse bio, unde vom avea la standuri expozanți atât din județul Olt cât și din districtul Preven din Bulgaria. Așa cum știți de la conferința de presă de lansare, proiectul este finanțat în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, iar bio-expoziția pe care astăzi o deschidem are ca scop crearea unui cadru organizat pentru promovarea produselor bio și a serviciilor ecologice, pornind de la importanța sectorului bio în viața economică și socială a unei comunități. Consiliul Județean Olt, împreună cu partenerul bulgar în acest proiect, Asociația Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Preva Bulgaria, au organizat împreună evenimentul. Am contactat producători bio din județul Olt și din districtul Pleven, cei care sunt acreditați și cei care încă nu și-au obținut acreditările pentru produse bio, dar cu ajutorul oamenilor agricole am reușit să identificăm ca fiind producători bio. Avem o listă de 34 de expozanți, 17 sunt din județul Olt, 17 sunt din districtul Pleva, Bulgaria. Marea majoritate dintre cei care vor expune astăzi acolo produc produse bio-legume, în special avem un sector de legumicultură din zona Plășoiu, o produse legume pe care le produc și în plumb și în solar. Avem producători de miere, de ouă ecologice, de culturi de fenicul, de culturi de aronia. Din Bulgaria, la fel, avem o listă de 17 expozanți, mare parte dintre ei produse agricole, brânzeturi și mezeluri. Noi, ca și instituție, împreună cu partenerul bulgar, în cadrul acestui proiect, am pornit la o inițiativă de a susține puțin sectorul bio, în special agricultura bio, ca sistem agricol menit să furnizeze consumatorii alimente proaspete, gustoase și autentice, și care în același timp respectă ciclul natural de viață al sistemelor. Motivele pentru care susținem acest sector sunt dezvoltarea zonelor rurale din județ. Zonele rurale înseamnă, în primul rând, fructe și legume, un gust pe care nu-l mai întâlnim în altă parte, produse tradiționale care urmesc străinii, alimente curate, realizate cu răbdare de oameni care nu au auzit de pesticide și care își lucrează singur grădina. Un alt motiv pentru care susținem sectorul bio reprezintă susținerea fermelor mici pentru a putea fi puternice, astfel încât își vor putea susține producția, o vor putea distribui eficient, în parteneriat cu producători similari, și își vor crea o relație de fidelitate cu consumatorilor. Un al treilea motiv pentru care am pornit împreună cu partenerul bulgar la acest eveniment și am vrut să-l organizăm cât mai bine, îl consider faptul că agricultura bio înseamnă sănătate. O modalitate de a convinge consumatorii să se îndrepte spre aceste produse este educația nutrițională. În cadrul acestei expoziții, care va avea deschiderea în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, în jurul orei 15 va fi o conferință de presă organizată și acolo, împreună cu partenerii din Bulgaria, ei n-au putut să ajungă astăzi la această oră pentru că sunt pe drum. Vom avea acolo standurile organizate, veți putea să vedeți cine sunt expozații, să aveți acces la materiale de informare despre fiecare produs în parte pe care ei vor expune. Vom ține deschisă toată expoziția până astăzi seară și mâine până în jurul orei 14.
34 de expozanți. Dacă veniți la ora 15 la conferința de presă de acolo, o să dăm mai multe detalii, o să avem un catalog cu toate listele și o să vă prezentăm și acolo pliante și broșuri dedicate acestui eveniment. O să organizăm conferința de presă împreună cu partenerii noștri din Bulgaria care vor fi prezenți acolo. Dacă sunt întrebări, vă rog. Neacreditați oficial sunt 20-30. Nu au obținut toți certificatele acelea care se obțin la Ministerul Agriculturii. Deci nu au încă toate documentele puse la punct. Dar Camera Agricolă, din baza de date pe care o deține și din proiectele cu finanțare europeană pe care le-au lucrat în cadrul Camerei Agricole, ne-au furnizat aceste date. Tot ce înseamnă partea de legume este ECO, deci producătorii de legume de la noi din județ sunt ECO, marea lor majoritate, pentru că nu folosesc pesticide. Mai sunt și cei care au livezi, deci cei care dețin pom fructifer și fac și ardoile de pom fructifer, de tot așa nu folosesc nicio substanță chimică. Există și cei care produc miere și ouă ecologice, ca și domenii mari, cam acestea. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă invităm la o cafea și la ora 15 la conferința împreună cu partenerul bulgar, în foaia educată din Bulgaria Sindicatului, unde vom vizita împreună și expoziția. Е, така, добре ли? И ги се закрива отгоре. Вижда се спокойно. Или по-надолу? Добре, така. Добре, ай го лето. Чакай, че снимахте леко, че аз мисля, че снимат това. Ай, извинявам. Вот, вот, вот.